O femeie de 46 de ani din Slatina a suferit un șoc anafilactic după administrarea primei doze de vaccin AstraZeneca. Pacienta a avut nevoie de intervenția medicilor. La centrul de vaccinare din județul Olt, o femeie a dezvoltat o reacție severă după imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Aceasta s-a prezentat pentru administrarea primei doze, iar în 10 minute femeia a suferit o reacție alergică cu criterii de șoc anafilactic. Ce părere să am ei? Nu sunt așa de bune, sunt periculoase. Nu sunt bune. Nu, avizul ăla bun dat peste ele. Și suntem în pericol în cazul ăsta. Pacienta este acum în stare bună, însă va rămâne sub supravegherea medicilor de la Spitalul Slatina. Acest vaccin are cele mai multe reacții adverse până în acest moment. Acest vaccin înseamnă că nu este bun sau nu i-a permis doamnei organismului, nu a fost. Dumneavoastră aveți încredere în acest vaccin? Eu nu am, că nu mă învaccinez. Medințenii sunt reticienți cu privire la vaccinul AstraZeneca. Aceștia văd imunizarea ca pe o ruletă rusească, iar informațiile despre acest vaccin sunt neclare.